Da. Standul 24. Sonarul. Mai arată și peștișorii. Cu toate că astăzi a fost un pic mai slab față de ieri. Prea mâncat. Ia să văd dacă pot să prind și barca. Unde e barca? Uite-o pe acolo. Standul 24. Vine acum spre 23 un pic. 24 e acolo. Uite așa. Și să mai vedem pe aici. Să vedem. Uite. Un metru jumate adâncime, 26 de grade. Vezi, mă, s-a mai răcit un pic față de... Deci acum ești cam pe la jumătate, gen. Nu. Ha? Ba, da. Ba, da, cam jumătate. Peste jumătate. Da. Azi, îți pime la fiecare peștișor, nu? Exact. Și aici îți arată la adâncimea la care sunt pești, nu? Da. Aia cu 1,3 sunt pe fund. Uite unul mare. Da. Uite, chiar pe fund, aproape de fund, 1,4 metri. Babarosul la 1,2. Deci nu sunt la suprafață neapărat. Deci dacă are, uite, 1,7 aici, 1,6. Pe jumătate, pe jumătate bărțiezi. Acum aici pe jumătate, ia să arătăm și barca, uite barca. Uite și barca. Și malul de vis-a-vis nu sunt, da? A, chiar, ia să o duci dacă poți, pe lângă mal să vedem. Uite, acum sunt toți pe jumatea bălții. Aștia uite și pe la... Sunt între apă aici. Ăștia s-ar putea să fie novac, mai mult ca sigur. Sau somn, probabil. E somn, e mal. Ce zici, pe partea aia în mal? Uite, iarăși, aici, da. Iarăși aici, aproape. Da, știu, că i-am văzut. Nu, ce e aici, ce e aici la 1,4, 1,4, 1,3, așa, ăștia sunt ciorta, mai mult ca sigur. Da. Au până în un kil jumate. Până într-un kil jumate ea? Da. Cara și așa nu ți arată, nu? Nu ai setat după așa ceva. La cât ai setat? Peste kil, minimum 1 kg. A, minimum 1 kg. Uite, ăsta e mare. Da. Ia, uite. A, deja te-ai dus într-un metru, chiar la 24, ia. Uite unde e bărcuța. Deci, uite, peștii aici nu. Nu mai sunt prezenți acum pe timp de zi. Deci majoritatea peștilor era cantonat pe jumate. Da. Apa mai adâncă. Mai adâncă, da. Acum uite, coborea. Gata. Deja când ai început să urci, gata, uite. 0,9, pac. Cum vii spre jumate, apar și pești. Nu, 6. Au fost mulți aici, uite. Ia uite, babaros. Da, uite, ăsta e mare. Da, uite, spre, de la 3 sferturi încoace. Da. Spre malul nostru. Cam acolo și sări toată dimineața. Uite, gata, încep să apară, uite. Acum ești pe la jumătate, gata, uite. Exact ca și la standul 24, uite, unde e bărcuța pe jumate. Deja au început să apară peștișori, uite. Mai mult ca sigur novac aici la suprafața apei. 1,3 metri ăsta sigur e ciortan. Deci cei mai sus așa, uite, se și văd, uite. Sunt unii după alții, vezi? 0909141. Sunt exact în... Fix pe mijloc, toți sunt cantonați, da. Pe mijloc, la 1,6. Da. Ia uite, dar sunt. Sunt. Sunt o grămadă, uite. Acolo în mal nu era niciun. Da. Nu, acum fiind și cald. Vezi, frate, ce contează 30 cm, 40... Ia uite cât sunt, da, aici. Da, da, aici sunt mai mulți. Ce mai uite, și mai aproape de malul nostru, uite.
Deci ești mai aproape de jumătate aici. Da, da, da. Spre noi. Ia uite-i, frate, cât sunt acolo. Așa, ce-ți arată acolo, exact așa e. Și acum vii spre, și acum vii spre noi. Și acum vine spre noi, uite. Spre noi nu mai sunt. Deci toți sunt pe jumătate, uite. Pe jumătatea lacului, vezi? Uite, deja încoace spre noi. Bine, nu mai fi... Ieri după mai... viață erau și în zona asta aici, până 10 metri. Hai zis că l-ai setat la un kilogram, nu? Da, da. Probabil aici sunt cara și nu-i vede. Sau, a, uite. Ia uite. Mai e unul. Dar nu sunt cum sunt acolo, cantonați. Uh-huh. Incredibil. Ia uite. Deci câți erau acolo și uite aici zici că n-ai pește, frate. Uite, te duc acolo să vezi cum... cum încep să apară. Da. Nu, mai în față. Mai. Ia. Ne ducem iar un pic mai încolo. Și pe jumătatea lacului, gen... Ia uite. Ia uite, început să apară, uite. Ia uite. Toți sunt incredibil. Pe mijloc. Păi, frate, ești nebun. Da. Ia uite. Da. Și nu pleacă de acolo, frate. Nu. Uite, mă, banc. Și ei sunt exact sub barcă, cum s-a spune, și fii atent, da, și fii atent, au fost zone, aveai 26:3, aici ai 26:5. La suprafață. A, ți-o dă de suprafață? Temperatura de suprafață? Nu, temperatura apei. Da, e temperatura apei la suprafață. Uite. La 1,6, 1,7, acolo e un pic mai mică temperatura. Că de-aia și preferă să stai acolo. Acum te duci spre 25, cum ar veni, nu? Uh-huh. E trecut de 26. Te-ai dus, uite, a apărut ea. Da, frate, cum treci de jumate încolo sau încoace, uite, nu mai slab. Și alea ce-ți arată așa, mai... uite ăsta, de exemplu, ce sunt astea pe aici? A, cine știe, ai ceva pe jos. Vegetația, asta e vegetație, da? Da. Și să scrângi chestii. Da, ce mai e pe acolo, până apă? Dar, în mare parte, fundul e curat, nu e? Da, da. Uite, spre 27 acum. Vreau să mă duc în 28 ora la stuf. E bucata aia de stuf. Păi nu mai ai trecut de jumate. Și uite, slab, cât un pește. Nu mă, nu lumea stuf acolo să arată de vei. Ia, uite bărcuța unde e. Unde ai dus-o că nu mai pot? A, gata, gata. Aveți ieri în pachetul ăla? Pe 28, aproape de stuf. Uite. Să vezi că nu întorc pe mijloc. Deci uite, spre mal, slab de tot, uite, pește. Arăta un pește. Uite, și cum vine iar, deci pe toată balta, uite, și ce e și mai mic, uite, e prag. Vine un prag, vezi? Înseamnă că pe toată balta așa e, mă, frate, e cantonată pe jumate. Păi uite-l, pac. Nu pune gura. Bă, dar pe jumate, pe jumate, nu că... Jumate cum? Ia uite. Ia uite. Da, frate, uite. Ia uite, mă, na, grămadă. Bă, e incredibil, mă. Bă, incredibil ești, mă. Uite, dar fii atent cum stau, că sunt... Bancuri. Da. Apa mai mare acolo un pic. Mamă, frate, mea. Uite. Și nu sunt neapărat în... Nu sunt neapărat în masa apei, să zici că... Nu, mănâncă mai mult de fund. Că sunt aproape de fund, adică ai 1.4 și ai apa acolo 1.6, adică e la fund de acolo. Ia uite. Da, mă, asta e. Ce să fac? Deci peștișori sunt. Mersi, domnule. Acum că nu trag ei... Problema lor. Da. Nu mănâncă. Ia, lasă un pic aici. La, la, aici, aici. Acum e sunt... Dacă ți apare somn? Da, vreau să văd dacă apare ceva aici.
Deci uite bărcuța e aici, lângă noi, la 7-8 metri de mal. Apare în jur de un metru. Și uite, nici aici nu arată nimic. Dar de ce buză e așa tare? E de viteză, probabil. Da. Uite, nici în mal, uite un gropan, pac. Aici e mai caldă apa, 26 cu 6. Uite, a apărut un pește. Și asta sigur e somcă. Și parcă e foarte aproape de noi aici, uite. Deci nu stă, frate, pește, vezi? Uite, că nu e aici. A mai apărut un pește. Da, da, deja te-ai dus în 15 metri. Na, a, uite, uite aici sunt mulți. Mâna. Acolo sunt mulți. Dă-i un pic tărul frumos înapoi. Un pic de tot. Așa, să ne iau firele, că după aia e jal. Deci aici, pe direcția firelor, dar să zic, cred că 10 metri. Mai în față un pic. Și mai stânga partea aia. Uite, un metru. E groapă, mă, acolo. Era un grupan, da. Nu mai, au plecat de acolo. Nu, 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 că era un pic mai în stânga. Când a venit el tare, când ai luat tot tare așa, în fine, nu mai contează. Gata, domnilor, 11 minute. Nu știu dacă are cineva răbdare să uite la... 11 minute, da. Hai.